Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu profunda. Iată, chiar mi-era dor de o lecție și bine venit tu, Mariuca. Deci am bucuria de a vă spune că Mariuca, care se află în trecere prin Bacău, n-a stat pe gânduri și pur și simplu și-a dorit repede să ajungă la școala lui Bucu, cum îi spune, dorind să facem o lecție împreună. Pornim repede la treabă. Așadar, Mariuca, Ia să vedem, o bicicletă câte roți are? Bicicletă. Două sau... Fără roți de ajutătoare. Ah, ok. Două. Două roți. Există și triciclete. Tricicleta. Da, știu. Da. Are numai o roată. Tri. Triciclete. Nu. Tri. Tri roți. De la faptul că vorbim de triciclete, deci trei roți. Așadar, o bicicletă și o tricicletă, câte roți fac în total? 5. 5, foarte clar. Dacă într-o parcare sunt 5 la un loc, 5 biciclete și triciclete. Nu știm câte sunt biciclete, nu știm câte sunt triciclete. Deci, în total, sunt 5. Știu că roțile, toate roțile la un loc, ar fi 7. Întrebarea este, câte sunt biciclete, câte sunt triciclete? O tricicletă, nu se poate. Ia să vedem. Deci sunt 7 la un loc, 7 roți. E bine oare dată problema? Întrebarea care mi-a pus. Acum tu încerci să ghicești, să văd la ce te gândești. Spune-mi așa, din punctul tău de vedere, cum încerci să agăți problema asta? 7 roți, am zis eu. Dacă tu ai vreo obiecție și ceva nu ți-e clar, spune-mi de ce nu. De ce crezi tu că nu e corect problema dată? Sunt prea puține roți. Prea puține roți. Foarte bine. Nu se poate. Deci numai o bicicletă și o tricicletă câte mi-a dat? Numai una, o bicicletă și o tricicletă mi-au dat 5 roți. Păi da, și două biciclete și o tricicletă. Dar nu sunt 5. Deci problema asta este incorrectă. Incorrectată. Da? Oare la câte roți să mă opresc eu? Acum apare problema asta care, dacă am greșit-o, oare la câte roți să încerc eu? Care ar fi numărul de roți cu care să încerc? Cel mai mic număr de roți. Dacă toate... Ar fi X, mă gândesc. Așa. Cum gândim? Dacă toate ar fi, toate cele 5 ar fi biciclete. Și dacă toate cele 5 ar fi biciclete... 10. Sigur, de la 10 încolo trebuie să încep. Deci numărul de roți pe care trebuie să-l dau, de la 10. Da. Și oare cel mai mare număr de roți pe care ar trebui să-l dau, ar fi? Deci. Sigur că da. Deci eu când am fixat pentru 5 biciclete și biciclete, deci am fixat 5 biciclete și triciclete, trebuie să gândesc acum la număr de roți, un număr cuprins între cine, că iarăși am uitat. Un număr de roți cuprins între cine? 10 și respectiv 15. Dă tu un număr de roți. Dă tu numărul de roți. Un număr între 10 și 15. 12. Deci spun 12 roți. Da? 12 roți. Sunt 12 roți. Acum, câte sunt biciclete, câte sunt triciclete? Cu 12 roți, cum ai dat tu, problema se cadrează, este corect ca numărul de roți între 10 și 15.
gândim dacă e corect, să gândim dacă e făcut. Tu mi-ai dat răspuns. Cum ai gândit tu? Trei biciclete? Ar fi câte roți? Două, 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 de trei ori? Șase roți, nu? Hai să punem aici. Șase roți la trei. Șase roți. Iar la două triciclete, cât ar fi ca număr de roți? Câte roți am avea? Păi dacă trei la una, trei plus trei. Șase. Și șase plus șase, 12. Excelent. Dar cum ai făcut tu? Ai ghicit oare? Hai frumos să înțeleg. Pentru că mie nu e clar. Ai ghicit? Nu. Dar nu mai trebuie. Cum de acum? Patru i-am făcut. Asta 3 mai... plus 3. Egal cu 6. Pentru două triciclete, da? Da. Și apoi am mai lucrat la 6. Am făcut 6 plus... Plus 2, cal cu 8. Așa. 8 plus 2 egal cu 10. Și apoi 10 plus 2 egal cu 12. Deci, de fapt, ai avut în minte tot timpul acest 5. Da? 5. Și ai gândit, fiindcă numărul roților depășește pe 10, înseamnă că nu toate sunt biciclete. Că dacă toate ar fi fost biciclete, ar trebuia să dai 10. Însă, îndată, tu ai fost foarte atentă și din 12 roți, înseamnă pe 10 cu cât l-a depășit? Pe 10 cât o ai putea da depășit? Cu două roți. Cu? Da. Și acele două roți de unde provin? De la fiecare roată în plus, de la o tricicletă. Și atunci, există repede două triciclete. Deci cu cât au depășit pe 10, cu cât au depășit pe 10, îndată ai spus repede, două triciclete. Și pe urmă, trei biciclete vine până la diferență. Dacă aș fi dat 11, eu dau o problemă cu 11 roți. Deci răspunsul aici corect. Răspunsul corect este acesta. Care este răspunsul corect? Tu spunem, ai dat și răspunsul, 3 biciclete și 2 triciclete. Am să zic pe scurt 3 B și 2 T de acum, da? Sigur. Dacă... Cum am făcut eu. Excelent. Acum, te rog să formulez din nou, tot cu 5 biciclete. Tot cu 5 biciclete. Pardon, tot cu 5 biciclete și... 5 în total. În total, da? În total, 5. Și te rog acum pe tine, mă rog, spune-mi, te rog, o altă problemă cu numărul de roți. Dă-mi tu o altă problemă cu numărul de roți. 14. Și vreau acum să te gândești și dai răspunsul foarte repede. Cu cât îl depășește pe 10, 14? Cu 4. 4. Deci... Acum ai numărul de fapt. 4 triciclete. Și numai o singură. 4 triciclete și una bicicletă, da? O singură bicicletă. Să vedem, să facem proba pentru prietenii noștri și să vedem dacă așa este, stau lucrurile. 4 triciclete înseamnă 4 plus... Nu, nu, de câte ori s-a dus pe 3? Tu, ajută-mă, te rog, să nu cumva să fac greșeli. Ce? Deci pe 3 de câte ori? De 4 ori. Deci vine 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 4 ori și face cât aici în total, te rog. 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 4 ori. Egal cu? Așa, 12. Și la biciclete un singur număr, da? Așa. Și 2 și cu... pentru biciclete înseamnă un singur 2 roți, da? Da. Și atunci, pe total, când adunăm 12 și cu 2, sigur, total,
14 roți. 14 roți. Deci, șmecheria care ai văzut-o tu foarte repede și mi-ai dat răspunsul rapid, a fost acesta. Lucru pe care înseamnă ce? O roată în plus și cât depășește pe 10, 4 și te-ai dus foarte repede. Mai dăm la alte probleme, dacă ai înțeles foarte bine, tot 5 total și ca număr de număr de roți să-mi dai. 16, da? 16, ia să vedem. E bine? Cât în numărul de roți, unde? Nu este bine. Între cine și cine trebuia numărul de roți? Între 10 și 15. Împreună am stabilit. Dacă ai zis 16, nu. Alt număr de, te rog. 15. Bun, 15. Poți să-mi dai răspunsul de dată? Câte sunt biciclete și... Deci care e răspunsul corect? Câte sunt biciclete și câte sunt triciclete? Deci, în clipa asta, răspunsul corect este acesta. Toate 5 sunt triciclete și 0 biciclete. 0 biciclete. Da? Deci te-ai încadrat foarte, foarte bine. Acum, dacă e schimb, fii atent, dacă acum e momentul cel mai frumos al problemei. Schimb numărul de, nu total, în total acum să fie 7 biciclete și triciclete. Te rog să formulezi tu o problemă cu 7 acum. Tot triciclete și biciclete? Tot. Și acum să dai numărul de roți foarte corect. Vreau numărul de roți corect. Care e numărul minim și care e numărul maxim, problema spune. Deci noi trebuie să iau numărul minim de roți. Stai, să mă gândesc. Așa. 21. 21 este numărul cât? Maxim înseamnă? Maxim! Așa! Pentru că înseamnă așa. Deci număr maxim egal 21. De unde ți-o ieși ție? Dacă toate ar fi, toate ar fi. Deci 7... Dacă toate ar fi doar... Triciclete. 3! Da? Dacă toate ar fi triciclete, numărul maxim. Iar numărul minim de roți, ar fi cât, oare, numărul minim de roți? 6, 8, 10, 12, 14. Dar care a fost șmecherea mai rapidă? Mai rapidă ar trebui să fi gândit așa. Înainte când au fost cu 10, când au fost cu 5, între 10 și 21, da? Între 10 și 21. Corect. Numărul minim, ai spus tu că te-am uitat de numărul. 14, da. 14. Dacă poate 7 biciclete. Bun. Și acum dăm tu un număr, dăm, te rog, un număr de roți care să se încadreze. Un număr de roți care să se încadreze. Între 14 și 21. 16. 16 roți. Ai putea să-mi dai răspunsul direct? Vreau răspunsul rapid. Câte sunt biciclete, câte sunt triciclete? Da. Nu știu ce să fac. Deci avem... Așa. 5. Numărul total de 7 în total. Da? Mai bine fac pe degete, mai ușor. Stai să vedem. Dacă găsim o șmecherie
Acum, înainte, cum am spus, cu cât depășește numărul 16 pe numărul minim de 14? Cu cât depășește? 16 pe 14. Cu 2. Cu 2. Fiecare rată în plus de unde vine? Fiecare rată în plus? Stai pe un minut. Deci... 8. Deci... Dar nu ne numărăm. Nu atât, dar șmecheria e asta. 16 l-a depășit pe 14 cu 2. Cu 2. Și fiecare roată în plus de la tricicletă vine față de bicicleta. Și atunci diferența asta... Poți să dai răspunsul rapid. Atâtea sunt triciclete și atâtea biciclete. Deci cu cât depășește? Să pic. Câte regulate? Când pun aici două roți, e de la bicicletă. Când pun trei roți, e de la tricicletă.